Aoleu! Vine COVID-ul! Și tu ce faci? Dacă vine COVID-ul? Nu sunt dintre aia care spune că COVID-ul nu există, că e o farsă, că e o manipulare, că nu. Nenorocirea asta există. Și vine. Dar în afară de a te panica și a sări chiloții de pe tine de sperietură, tu ce faci? Cu ce te ajuți? Ai făcut ceva ca să să-ți îmbunătățești șansele să trăiești? Nu, uitatul la știri nu o ajută. Bine, hai, nu te mai cer. Dar nu știu dacă ce fac eu e neapărat cea mai bună idee sau dacă e cineva calificat să dea sfaturi de treaba asta. Dar dacă vrei, pot să-ți povestesc ce fac eu. Sunt trei chestii pe care le poți băga pe gură să-ți ajuți șansa. Și prima e vitamina D3. A doua este seleniu și a treia e zinc. Astea toate ajută sistemul imunitar. Și ok, eu îți sugerez să le iei din surse naturale, nu să iei pastile. Deci pentru D3 bine ar fi să stai la soare, chiar și dacă nu stai direct la soare, ci stai sub umbrelă în prima parte a zilei, pentru că atunci sunt razele alea care ajută organismul să facă D3. După aia, seleniu, cea mai bună sursă de seleniu sunt nucile braziliene, pe care ți le recomand cu căldură. Apoi, pentru zinc, semințe de dovleac. Atenție, nucile și semințele niciodată nu le prăjești, că le distrugi și le faci toxice și mai bine nu le mănânci. Deci, le mănânci așa cum sunt, neprăjite. Și cu astea trei chestii ți-ai îmbunătășit deja șansele, pentru că nu vei avea carențe de nutrienți care sunt folosiți de sistemul imunitar. Da? Ai nevoie să-ți îmbunătățești sistemul imunitar. Ce mai face o îmbunătățire a sistemului imunitar este postul prelungit. Nu ajută postul prelungit dacă ai deja COVID, deci nu face asta, dar dacă n-ai COVID și vrei să îți resetezi cumva sistemul imunitar, poți ține un post prelungit. Să mai vorbesc eu despre treaba asta cu postul, pentru că este foarte interesantă. În principiu, 3 zile, chiar și dacă ai ceva carențe, nu e o problemă, nu o să-ți înrăutățească chiar așa de rău carențe. E bine să ai totuși o alimentație bună, astfel încât să nu ai niciun fel de deficiențe în vitamine, minerale. Ok. Ca idee, eu tocmai am terminat un post de 5 zile și a fost destul de interesant. Voi vorbi pe larg despre povestea asta după ce
găsesc și un cântar să văd dacă s-au și evaporat ceva șurci. Cam atât, adică pe lângă mâncare e postul. Aproape că uitasem, da, subiectul ăsta care mi-e foarte drag, sportul, da. E bine să faci mișcare. Acum da, e bine să faci mișcare pentru că COVID-ul ăsta afectează foarte mult și cheacurile de sânge, se întâmplă niște probleme pe acolo, adică cine se știe cu obezitate și sedentarism, e bine să facă multe, multe plimbări lungi, da? Ca să nu cumva să aibă probleme cu tromboza. Acum, vă rog un pic să vă uitați la ce se întâmplă la cei care au avut cel mai mult de suferit de pe urma COVID-ului, în speță americanii. Americanii sunt cea mai bolnavă nație de pe planetă pentru că au alimentație pe bază de hrană rezultată din inginerie. Ei deja nu mai seamănă nimic din ce mănâncă ei cu mâncarea. Și dacă vă luați după ei, foarte rău faceți. Deci dacă mâncați la fast food și așa. Dar uitați-vă un pic, cine moare de COVID? Mor cei care sunt obezi, mor cei care au probleme metabolice, da? Și de asta tot bat eu toba pe subiectul ăsta, pentru că ok, COVID-ul nu a făcut altceva decât să le grăbească moartea, dar oamenii ăștia oricum trăiesc mult mai puțin decât oamenii care nu se confruntă cu așa ceva. Nenorocirea e că din ce în ce mai mulți dintre noi cădem în prima categorie și atunci trebuie să adresăm asta, da? Deci, cum adresăm asta? În primul rând slăbim, da? Dăm grăsimea jos și pe asta o dăm jos cu post zilnic și post prelungit. Facem și combinații între astea. Eu în mod normal mănânc o dată pe zi. Da, mănânc seara. Aoleu, seara mănânc, da. Așa, și ce mănânc eu? Mănânc o salată. Da, mănânc o salată și n-am mai murit. Da, mănânc o salată cu eventual ceva cărniță sau pește. Da. Cea mai bună carne, ca idee, este carnea de de ficat. Găsesc unul de parcare. Așa. Deci când nu țin post prelungit, mănânc o dată pe zi. Când țin post prelungit, mănânc după 5 zile. Bine, bine, trișez, știi că trișez, mie îmi place să trișez, cu untulică, da? Iau un din ăla de la vaci gâdilate la coarne și păscute pe Beethoven, da, deci unt de la vaci care au păscut iarbă ca să aibă și ceva cadou, care e foarte bun. Și așa alternez. Da, deci așa e treaba cu slăbitul. După aia, când mănânc, stau departe de orice urmă de carbohidrați procesați.
ulei de floarea soarelui. În principiu mănânc mâncare adevărată, adică ce ar fi mâncat cineva în urmă cu 100 de ani. Da? Încerc să mănânc carne cât mai curată și am câteva surse interesante. Iarăși pun botul la vrăjala asta cu bio, adică iau brânză, unt, ouă bio, le iau și de la țară atunci când pot. Cam asta fac eu. Acum, ți-am spus, nu mă bat cu cărămida în piept că ce fac eu e neapărat bine, dar dacă constați că are sens și pentru tine, poate te gândești să integrezi ceva din ce povesti. Ok? Îți urez să fii asimptomatic, că la un moment dat tot o să te întâlnești cu minunea asta. Hai, te pupa!